Bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbesc despre experimentul Pitești, pentru că în fiecare an, în luna iulie, la Pitești, are loc comemorarea victimelor experimentului Pitești. Am să vă povestesc pe scurt în ce a constat și care a fost scopul celui mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură. Din Europa de Est. Numărul celor care au suferit acest experiment a fost estimat între 1000 și 5000 de tineri. De ce a avut loc? Sau cum s-a ajuns aici? Pentru că orice ideologie de extremă dreaptă, fascistă, nazistă, comunistă, are ca scop creerea omului nou. Și comunismul românesc și-a dorit să creeze omul nou, desigur, după modelul lui Homo Sovieticus. Să vă spun cum s-a procedat. Întâi, au fost distruse elitele. Intelectualii, diplomații, preoții, militarii, magistrații, politicienii, toți au fost exterminați, sau aproape toți, în proporție probabil de 90%, în închisorile și lagărele comuniste. Ei erau catalogați ca dușmani ai poporului, sau mai exact, ai poporului muncitor. Țăranii mai avuți au fost și ei catalogați ca dușmani ai poporului și au fost deportați în colonii de muncă forțată. Mai rămăseseră vârfurile studențimii, viitoarea elită aptă de a se opune comunismului, iar această viitoare potențială elită socială trebuia anihilată. pentru tinerii studenți care se puteau transforma în opozanți ai guvernului și ai regimului, a fost inventat experimentul Pitești. Alexandru Soljenițen consideră experimentul Pitești cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane, iar François Furet Consideră că acest experiment a fost unul dintre cele mai cumplite metode de dezumanizare pe care le-a cunoscut epoca noastră. Metodele cele mai barbare de tortură, tortură continuă, tortură fără limite, aveau ca scop distrugerea fizică și psihică a deținuților. Nu pot să vă povestesc despre aceste metode. Nu pot nici să le gândesc. Nu pot să vorbesc despre ele. Dar ele au existat. Și au existat pentru că dezumanizarea, cruzimea sălbatică, oroarea și insanitatea abjectă s-au întâlnit în locul acela. S-au întâlnit în închisoarea Pitești și au dat ceea ce a rămas cunoscut drept experimentul Pitești. 1949-1951. Atunci când totul este posibil, așa cum scria Feodor Dostoevski, lumea devine oribilă. Exterminarea opozanților regimului comunist în masă prin foame, istovire și umilință a continuat și a făcut lumea oribilă. Exterminarea opozanților reprezintă însă șchintesența comunismului în efortul de creere a omului nou. Omul nou, dorit de comuniști, nu a fost creat, pentru că acel experiment monstruos de inginerie socială nu a luat în calcul complexitatea naturii umane. Nici distrugerea personalității umane, încercată prin experimentul Pitești, nu a fost atinsă decât fragmentar și temporar. Comuniștii nu au ținut seama de incredibila putere de generare a sufletului omenesc cei care au supraviețuit detenției și au revenit mai repede sau mai încet. Dar, după 1989, cei care mai erau încă în viață au povestit adevărul tăinuit de autoritățile comuniste despre mijloacele de distrugere a personalității umane în închisoarea din Pitești. Pentru că adevărul nu piere niciodată. Să nu uităm suferința din timpul regimului comunist. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm și să o ținem minte. Ce înseamnă comunismul? Ce înseamnă orice regim totalitarism? Ce înseamnă pierderea libertății?